artista le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare că în ultima perioadă nu se simte bine. Nicole Kerry le-a dat fanilor motive de îngrijorare cu privire la starea ei de sănătate. Susținătorii ei se tem ca tânăra să nu pățească ceva grav. Artista îi ține mereu alături pe fanii ei prin postările pe care le face pe conturile de socializare. Cântăreața le arată urmăritorilor cum își petrece ea timpul alături de familie și de prieteni. De asemenea, artista le-a povestit fanilor pe contul ei de Instagram că nu se simte bine în ultima perioadă și că nu-și mai simte degetele de la picioare. Voiam să mă plâng, să vă spun că în momentul în care țin telefonul așa mă doare de tot gâtul efectiv. Toată partea asta așa cu spatele și degetele de la picioare pe care nu le simt, a povestit Nicole Kerry pe Instagram. Artista pregătește un nou proiect muzical, ba mai mult, Nicole Kerry vine cu noi surprize pentru fanii ei, aceasta se pregătește pentru un nou proiect muzical. Frumoasa artistă își petrece majoritatea timpului la realizarea proiectului, se pare că efortul și oboseala își spun cuvântul. Arta cere sacrificii. Ce nu fac eu pentru artă, pentru frumusețe, să fiu piesă. Ce-i drept, o să iasă foarte frumos, dar na, când e frumos nu înseamnă că e și ușor. Abia aștept să vedeți, a mai povestit cântăreața din fericire, când fanii au aflat de surpriza făcută de Nicole Kerry s-au liniștit și au realizat că tânăra nu are probleme grave de sănătate. Reamintim că Nicole Kerry s-a lansat în lumea muzicală cu piesa Memories în anul 2013. La vârsta de 14 ani, artista a reușit să cucerească publicul muzical datorită vocii frumoase pe care o are, dar și prin personalității ei. În anul următor, cântăreața a câștigat premiul Zoom Music Award la categoria Best Breakthrough Artist.